Copilul care a căzut în gol de la o înălțime de peste 4 metri în sala polivalentă din Cluj a fost externat ieri fără probleme din punct de vedere neurologic și neurochirurgical. Directorul Spitalului de Copii din Cluj a declarat că singurele probleme au fost la mâna stângă. Copilul a fost internat sâmbătă cu o fractură de antebrat stâng și cu un traumatism craniocerebral închis. Traumatismul nu a pus probleme din punct de vedere neurologic și neurochirurgical și s-a infirmat un hematom subdural. Din punct de vedere neurologic, copilul a ieșit din perioada critică și atunci rămâne fractura pentru care, probabil, peste trei săptămâni va trebui scos gipsul, ca să vedem cum s-au sudat oasele respective, a declarat directorul pentru monitorul de cluj.ro.